Ce ți-a plăcut cel mai mult în școală? Consider că profii ne-au dirijat evoluția într-un mod foarte inteligent, au știut să ne cenzureze când a fost cazul și să ne încurajeze de asemenea când eram pregătiți pentru un pas înainte. Te rog, Bia. Poarta facultății. Ce nu ți-a plăcut în școală? Cred că mi-ar fi plăcut să colaborez ceva mai mult cu studenții de la actorie. Ce nu ți-a plăcut? Să trecem peste. Ce ai schimbat la facultate? Păi asta, aș impune mai multe proiecte semestriale la care să colaboreze cele două secții, regia și actoria și, de ce nu, poate și teatrologia. Și chiar și aer recondiționate. Ce îți dorești de la următorii 5 ani? Un loc de muncă. De asemenea, un loc de muncă în domeniu. Da, tot în domeniu. Cine ești tu? Descrie-te în câteva cuvinte. Eu, Bianco Erdi, combatant ezoteric complet definit din punct de vedere existențial, prin rangul ezoteric care mi-a fost atribuit de la data de început până la data de sfârșit. Și tu? George Crintă, regizor, ezoteric, cântăreț, poet, rang, Iisus, cam atât, să vedem pe viitor mai multe. Ce ți-ai dorit să fii sau ce ai schimbat la tine? Nimic. Mi-aș dori să mă las de fumat. 3 defecte și 3 calități, vă rog. 3 defecte. Fumez. Fumez. La tine calitate sau defecte? Că n-ai specific. Nu am răbdare și... Și 3 defecte? Nu, astea erau defecte. Dar dumneavoastră? Nu știu defectele. Care este replica ta preferată? Din spectacolele pe care le-ai montat și din spectacolele în care ai jucat. Da. Replica mea preferată este... Costea, nu putem trăi fără teatru. La amândoi, da? Da, la amândoi. Sunt de acord. Care este întrebarea pe care ți-a fost pusă cel mai des în facultate? De ce? De ce? Profesorii și colegii de la actorie adresează foarte des întrebarea. De ce? De ce ai dat la actorie? Ce știi să faci? De ce? Care este cea mai frumoasă amintire din facultate? Sau care sunt cele mai frumoase? O zic-mă pe aia. Zi eu. Cred că cele mai frumoase amintiri din facultate sunt legate de colaborările cu cei de la actorie și lucrul la examenele practice de regie cu, alături de ei. De acord. Dacă ai putea să te întorci în anul întâi, să-ți dai un sfat, care ar fi acela? M-aș sfătui să fiu puțin mai atent la ceea ce mi se întâmplă și să las un pic din încrâncenare deoparte. Dă-ți două palme și revinuți. Bă, tu spui exact ce zic eu, doar că o spui cu alte cuvinte. Păi, un mesaj pentru următoarea generație, vă rog, și pentru public. Gândiți-vă de două ori. La ce? Ei, la următoarea generație și la public. Dacă aveți probleme în familie, veni, sau v-a murit psihica sau ceva, veniți la teatru. În general, e medicamentul perfect. Da. Și un mesaj pentru profesor și pentru colegi.
mă bucur că am fost împreună în acești 3 ani și că am petrecut momentele astea mișto și că v-am cunoscut și sper să profesorilor le transmit că sper să fie mândri de faptul că ne-am întâlnit pe viitor și cu colegii sper să ne întâlnim și să ne vedem și mai buni. Să ne revedem la un, la un nivel și mai fain decât acum. Nu? Da. Adică mulțumim. Să ne vedem, deci cu el. Medvedem. Medvedem. Hai. Mulțumim frumos. Mulțumim. Mulțumim.